Bă, ce faceți, mă, nebunilor? Salutare tuturor, sunt Izomondialul, Intergalacticul și ca om nu ca animal vă zic, dați un like și abonați-vă. O secundă durează. Atât, astăzi o să vă anunț data oficială când se lansează Team of the Season pe FIFA 19, mâine. Mission failed. We'll get them next time. Deci s-a anunțat pe site-ul Team of the... Deci s-a anunțat pe site-ul EA, eSports, prietenii mei, când se va lansa Team of the Season, iar data este 10 mai, adică mâine. Adică vineri. Da, și va ține până pe 28 iunie. V-ați înțeles? Pentru cei care nu știți, dacă aveți jucători, vindeți-i repede. Vindeți-i repede pentru că mâine se ieftinesc, ăia mai jucabil așa, și o să puteți să vă faceți echipă. Echipă forță mondială, da? Vindeți-vă tot ce aveți în club. Pentru că mâine se înjumătățesc la jumatea jumătății prețurilor. Știți că va apărea Team of the Season din Premier League, Team of the Season din Bundesliga și din Liga 1. Nu mă, din Liga 1 nu. Și acum o să fac o predicție pentru prima ligă ce va apărea în Team of the Season, adică Premier League, săptămâna viitoare posibil. Și avem aici primul 11, al meu. Ca om, nu ca animal. Deci avem pe stânga pe Hazard, avem un Aguero în atac, un Salah, Pogba, un Bernardo Silva care a jucat extraordinar la PC Kojaska. Mă știu eu cu el, am vorbit. Ia-i, bă, Bulanci. L-avem pe Eriksen, Robertson, Laporte, Van Dijk care n-ai cum, frate. Bă, ce-ai, mă? Ce-ai? Alexander Arnold de la cu cornerele cu Delea și Alisson în port. Ăsta e primul 11, eu zic așa. Ca om, nu ca animal, vă zic. Abia m-am trezit acum și mi-asum și vorbesc așa, puțin ciudat. Ce faceți, mă, frate? Să ai o zi bună, frate. Bă, nu fi trist, mă. Nu fi trist, frate, bă, zâmbește-mă. Zâmbește-mă, viața e frumoasă. Și avem aici și rezervele, fraților. Bine, De Gea ar trebui să fie titular, da? Da. Avem un De Gea, avem un Pereira, un Dardervail, un Toreira. Toreira, din ăla care toreiește. L-avem pe Mane, l-avem pe Sterling, normal. L-avem pe Rashford, Digne, Anderson, Son, chinezul nostru preferat, japonez, corean, ce-o fi el, chiar e un super jucător, deci luați-l. Dar avem și pe Kane, normal, golgetorul suprem și Aubameyang, fraților. Bă, astea sunt opțiunile mele, n-am apucat să votez acolo pe comunitate, pe Footwiz sau Foothead sau Foot... Pămăsa. Da, mă, deci mâine apare Team of the Season pe 10 mai, vindeți-vă ce aveți voi, silver, gold, puneți-vă pe vânzare. Pentru că mâine se ieftinesc playerii și vă puteți face o echipă forță mondială. Forța dizomanilor în comentarii. Lăsați-mi părerea voastră în comentarii, primul 11 măcar, da, ca să pot să-l citesc. O să vă dau inimioare, mă. Vă dau inimioare, arunc inimioare, mă. Eu am fost Dizo, voi ați fost dizomanii, nu uitați să vă abonați la canal, să dați like, să vă abonați la canal, bă. Bă, atâta durează, mă, o secundă. Până data viitoare, nu uitați să fiți dizoman, bă. Pa, bă. Bați mai cu el live, beat-ul mai ceva care ai listat din start, de-i tai, dar asta e real, option nu hentai. Pur sus cu par de vin, hot răsăle și puțin, dar tizomanii vin cu cine mai bun ca un pacin.